Alături de mine este domnul Gabriel Liceanu, nu-l mai prezint, toată lumea știe cine este domnul Gabriel Liceanu. Domnule Liceanu, am vrut să facem acest mic interviu pentru a vă ruga să mai explicați încă o dată celor care ne urmăresc ce înseamnă meseria de cetățean, pentru că foarte mulți oameni nu înțeleg. Da, spuneți mai întâi că suntem într-o joi, da. 7 martie, da. La ora 12 și ceva. Și interviul pe care mi-l propuneți acum se face în marginea unui protest la facultate al studenților, mai cu seamă, pentru că profesorii în grupul din care m-am desprins acum n-au prea venit. Sunt 4-5 din vreo 30. Facultatea asta continuă să aibă probleme mari pe linia asta. Bun, revenind, ce este cu meseria de cetățean? Vă spun că nu e simplu să îți arogi sau să propui, ca făcând parte din viața unui om în mod obligatoriu, meseria de cetățean. Când am făcut-o prima oară, adică după 90, n-am teoretizat asta, ci am simțit că faptul de a fi devenit liber, așa cum s-a întâmplat la noi, cu sânge, te obligă să vorbești în spațiu public fără să te gândești la riscuri, fără să-ți faci calcule. Atunci când am făcut-o prima oară, când am scris de pildă apel către Lichele, deci au trecut de atunci aproape 30 de ani, la scurtă vreme după ce lucrul ăsta a avut un impact, să spunem, deosebit, am început să primesc reproșuri din jur și de multe ori de la prieteni că e ciudat că deodată prinzi glas în timp ce înainte de 89 glasul tău nu s-a auzit. Acum, este un argument la care trebuie luat în seamă și la care trebuie răspuns. Nu știu câtă răutate era făcut, mi se spunea lucrul ăsta. Poate că era făcut cu bună credință. Dar lucrul era așa. Eu cred că într-o societate totalitară, deci acolo unde tot ce înseamnă detaliul libertății unui individ, într-o societate totalitară nu există niciun fărâm de inițiativă proprie. Altfel spus, indivizii în societățile comuniste în care am trăit noi, cele din estul Europei, nu erau cetățeni, pentru că ei nu aveau voie să spună cum anume trebuie să meargă societatea, dacă le convine sau nu ce le face puterea, dacă alegerile sunt libere sau nu. Și faptul că nu exista decât un unic partid te punea în situația ridicolă de a nu avea între cine și cine alege. Tot ce se petrecea atunci, ce se spunea ce să citești, ce să gândești, ce să mănânci, unde să-ți faci vacanțele, în țară și nu în străinătate, pentru că tovarășul n-ai văzut toate frumusețile patriei, întâi lasă, rămâi aici și uită-te în jur, nu mai vrea amatale pașaport. Nimic din ceea ce presupune opțiunile unui om adult nu exista. Altfel spus, era o populație infantilizată. Se purtau cu noi ca cu niște copii. Cetățenii într-un stat matur, modern, democratic, nu sunt copii, sunt oameni care, alegând pe cei care îi reprezintă, au dreptul să-i tragă la socoteală pentru ceea ce fac sau nu fac. Inclusiv înainte de alegeri, prin protest. Absolut oricând. Dreptul la protest este înscris în orice Constituție democratică a lumii, pentru că oamenii care și-au ales pe cei care îi reprezintă și care reprezintă puterea, nu i-au ales ca să-i bagiocorească, să facă cu ei ce vor, ci ca să dea seama. Titlul lor este slujitori ai poporului. Asta nu e un cuvânt mare. Ei trebuie, meseria lor este să se gândească de dimineață până noapte cum să slujească mai bine pe cei care i-au ales. Treaba asta nu exista înainte. Cetățean nu exista, pentru că cetățenii sunt oameni liberi într-un stat liber. Bun, și mi s-a spus, dar existau disidenți. Dacă vroiai să faci pe cetățeanul, aveai varianta aia. Eu nu cred că în acel moment, în acea istoria noastră, au fost cu putință disidenții, oricum nu în timpul lui Gheorghiu Dej, sub nicio formă, în niciun caz
în timpul lui Stalin, nu se punea problema să fii disident. Disidența a început în momentul în care chingile totalitarismului în URSS mai întâi și pe urmă în țările din Est s-au lărgit puțin. Atunci au putut să apară lucruri de tipul ăsta. O scrisoare trimisă la Europa Liberă, un telefon la Viena cu agenți de presă. Paul Goma avea un telefon pe masă care, în mod miraculos, avea legătură cu ziariștii de la Viena. Dar aceste acte de disidență erau atât de, cum să vă spun, neeficace în raport cu psihologia pe care o reușiseră să o inducă în mințile oamenilor. În clipa în care cineva desfășura o pancardă, să zicem ca asta da. De aici, pe Calea Victoriei, se făcea gol în jurul lui în 3 secunde. Când un om și-a dat, fugeau toți ca de naiba, să nu cumva se apropie de la să-i ridice împreună cu el. Când și-au dat foc, când și-a dat foc pe pârtie Babeș în 1989, cred, în iarna aceea, ca protest pentru ce se întâmpla în România, toți au întors spatele. În Cehoslovacia, când s-a întâmplat asta cu Palac, 10.000 de oameni au venit la mormântul lui și așa mai departe. La noi, aceste gesturi nu iradiau. Ele țineau de opțiunea personală a unui om care în dialogul lui cu el, cu conștiința lui și cu Dumnezeu, alegea această cale cu orice preț. Doina Cornea este exemplu. Vă spun, să nu comparăm ce era înainte de Ceaușescu, Gheorghe Iudeș, nu se punea problema de așa ceva. Ajungeau la zdup în 2 secunde sau erau omorâți. Cei care au reprezentat disidența la noi, câțiva au făcut-o pentru că nu puteau altfel. Au crezut ei că treaba asta le rezolvă viața, destinul, vor fi în ecuație cu ei. Eu n-am avut nici curajul să joc rolul disidentului și nici n-am crezut că asta duce cu adevărat la ceva. Comunismul în aceste țări n-a căzut prin disidenți. Așa încât asta este scuza mea că nu am fost disident, în sensul că n-am trimis scrisori la Europa Liberă, căci asta însemna, sau către Ceaușescu, cum a făcut Doina Cornea, și n-am crezut că lucrurile astea pot mișca un sistem care era, în mare măsură, planetar. Ascultându-vă, îmi vin în minte două lucruri foarte interesante. Mi-am adus aminte, pentru că am citit cu mare atenție și cartea dumneavoastră legată de dosarul de la Securitate. Și mi-au venit în minte două lucruri. Sigur că nu percep oamenii care se uită la televizor, percepem noi care suntem mai implicați în proteste, suntem considerați cumva lideri ai acestor mișcări. Și anume faptul că, în mod interesant, unora dintre noi li se întâmplă exact ce se întâmpla înainte. Lucruri pe care le spuneați, că se face gol în jurul nostru, suntem victimele unor campanii de denigrare, exact cum făcea Securitatea, care transforma niște oameni care nu erau neapărat un pericol pentru regim în mari... Explicația e foarte simplă. România, chit că ne place sau nu, nu a avut nicio tradiție democratică. La noi democrația a început să se firipe prin imitația structurilor instituționale din vest la sfârșitul secolului XIX, dar ea nu s-a înfipt în solul politic al țării. N-am avut ce se numește o cultură democratică. Alegerile noastre n-au arătat corect niciodată, nici înainte de război. Felul în care clasa politică funcționa, nu se compară cu ce e acum, dar nu erau niște îngeri, își puneau problema intereselor proprii, erau departe de a ajunge la popor, cum se întâmplă într-o societate în care cei aleși trebuie să intre în contact cu cei pe care îi reprezintă. În această situație, în aceste condiții, calitatea de cetățean de care vă vorbeam și care este pilonul absolut al unei societăți democratice, nu exista. Oamenii la noi veniți după istoria noastră corelată cu cea a Imperiului Otoman, în felul în care știm cu toții, nu își puneau problema că puterea e contestabilă. Puterea era o chestie, o poveste care cădea din cer, avea necesitatea unui fenomen natural, oamenii erau sub vremi tot timpul, deci nu am avut această condiție niciodată. Atunci, mai rău, în 90 am ieșit din cea mai dură societate antidemocratică.
Atunci este firesc ca în celulele ființelor noastre de indivizi să nu funcționeze drepturile pe care le are un om, sunt înscrise în Constituție. Când am intrat în Uniunea Europeană, ni s-a explicat în linii mari, sau ar trebui să știm, ce înseamnă drepturile pe care le are un om. Toate, toate. Și între ele, drept de a manifesta. A manifesta în vest este un lucru care ține de respirația cotidiană. Orice grup care vrea să spună ceva are dreptul să iasă în stradă și să o facă. Și nimeni nu e acuzat că face circ, că face scandal. Fără să intimideze. Lucrurile merg până acolo încât lucrurile se răstoarnă chiar. Statele slăbesc și nu-și mai slujesc cum trebuie funcția de suveranitate. Ce s-a petrecut la Paris cu vestele galbene, care au devastat Arcul de Triumf și au fost lăsați să o facă, sau au fost neputincioși cei care trebuiau să-i oprească, e o formă de pierdere a echilibrului. Statul în situația aia e suveran și intervine pentru că acolo se distrugeau lucruri care țineau de istoria unei comunități. Bun, asta e o paranteză. Dar acolo, dreptul de a manifesta este, nu-i trece nimănui prin cap că e tras la răspundere, că vrea să spună punctul de vedere. La noi treaba asta, cum vedeți, nu depășește 1 milion de oameni, cred. Da. Nu? Ori suntem spre 20. Cei care au plecat, vin românii din diasporă, au deja altă cultură. Au împrumutat reflexele societății de acolo. Încearcă să le transfere aici, să le explice rudelor de aici ce drepturi au. Dar inerția este încă mare. Pe această incultură politică, pe această ignorare a profesiunii de cetățean care stă în orice om, pe această ignorare se funcționează puterea abuzivă în clipa de față. Dacă oamenii ar ieși în stradă cu milioanele, toate, cum le spune, speech-urile astea de 2 bani ale parlamentarilor din PSD, propaganda și toate celelalte de la propaganda, ar dispărea, ar fi măturate în 2 clipe. Dar felul în care s-au cu... O să mă întrebați de ce se întâmplă așa. Și pentru că n-a existat o lustrație, un proces al comunismului făcut măcar moral, în care se interzică celor care ne-au prăpădit viețile înainte să nu ne învețe acum democrația după ce ne-au chinuit într-un regim totalitar mizerabil, care mergea de la crimă până la hărțuiala cea mai teribilă. Deci ei sunt bine mersi, tot ei au făcut societatea în care trăim, toate posturile cheie ale puterii, ale administrației, ale funcțiilor mari în stat, oamenilor de afaceri, toate sunt în mâna lor. Drept care nu e de mirare că suntem în punctul ăsta, nici n-am avea în ce alt punct să fim așa cum s-au petrecut lucrurile. Drama noastră a fost că în timp ce în celelalte țări din Est comunismul a căzut printr-o discuție cu vechii reprezentanți ai puterii comuniste făcută cu opoziția democrată și disidentă a țărilor, cu pricina, la noi s-a făcut în varianta gorbaciovistă. Da. Adică omul care a venit și a pus mâna pe putere cu grupul lui nu venea din partea unei opoziții politice anticomuniste, cum s-a întâmplat în Polonia, Cehia și Ungaria. Nu, a venit unul care nu vrea altceva decât gorbaciovism, adică un comunism așa zis cu față umană, care zvântură în continuare idealurile mărețe ale comunismului. Faptul că noi l-am avut pe Iliescu și nu pe Havel explică de ce suntem aici. Mai e un aspect important. Ați vorbit despre profesorii de la Facultatea de Filozofie. V-am văzut într-o emisiune la Realitatea vorbind despre problemele de la universitate. Îl vedem pe domnul Tudorel Toade, care a deținut o funcție importantă în sistemul universitar românesc, cum a devenit un fel de servitor până în modul vaoaselor al corupților din politică. Cum de s-a degradat? Astea sunt întrebări retorice. Învățământul superior atât de rău, domnule Liceanu. Păi, pentru același motiv. Scuză-mă, facem un interviu, da. Terminăm și... Pe...
Mă trageți pe un teren psihologic. Știți, sufletele oamenilor sunt fără de margine. Acolo se petrec cele mai fabuloase metamorfoze, metabolisme. Noi nu avem acces la interioritatea unui om. Abar n-am cum ajunge un om care știe carte, are carieră universitară, are carieră, și să se întoarcă lucru împotriva a ceea ce știe că e corect. Știți, un filozof grec, un Platon îl cheamă, da, avea o demonstrație superbă într-una din scrierile lui. Spunea, care este medicul care îți taie cel mai bine un picior? Unul care știe meseria sau unul care e prost, care ți-l taie ca să-ți taie piciorul, să-ți facă rău? Da, corect. Cine face rău cel mai competent? Un cunoscător sau un necunoscător? Și concluzia era că un medic bun e cel care știe să te tortureze dacă vrea cel mai bine, da, nu unul prost. E, același lucru se petrece aici. Un jurist profesionist calificat lucrează împotriva justiției. Asta este înspăimântător în cazul lui. Eu, dacă ne rămânem la întrebări retorice, mă întreb cum se simte el știind că își batjocorește meseria în acest fel, că subminează justiția ca jurist. Căror coduri? Înainte te ascundeai după codurile comuniste, da, și aveai vorbe mari, spuneai dușman, subminator al, da, economiei, îl condamna că, știți, orice detaliu, orice fur de găină, orice vițel vândut, găseau ei ceva. Așa, era o subminare a ordinii de, da, stat. Mi se pare că el a condamnat un om pentru... Chiar a trimis în judecată un om care pentru... care a vândut un vițel, exact, că a subminat ordinea de stat, nu era voie. Bun, atunci aveau, după ce se ascunde, dar acum nu are. Toate codurile juridice ale Europei, din care facem parte, merg împotriva ceea ce face el și se spune asta zi de zi. Cum doarme, ce va simți când va trece în a patra dimensiune, cum se va uita la fiul său și așa mai departe, ce imagine lasă în orașul ăla, în țara asta, eu nu știu cum, nu-i pasă. Nu pot să cred că el crede ce face. În contrast cu el este Laura Codruța Kövesi, și un profesionist al sistemului care este pe punctul de a ocupa funcția de procuror șef european și care în țara ei este astăzi chemată să fie hărțuită de către acea secție specială. Știți de ce se întâmplă asta? Pe ei, comuniștii și urmașii lor aveau un instinct remarcabil când era vorba de calitatea unui om. Cum să vă spun, te detectau imediat plecând de la impecabilitatea ta comportamentală, atunci deveneai dușman. Când am văzut-o pe Laura Codruța Kövesi într-o conferință de presă, ultima pe care cred că a dat-o, am avut revelația unei apariții extrem de rare în istoria unui popor. Parcă era turnată în propriei funcție. Era o splendoare felul în care își acoperea numele de procuror. Era cool, era stăpână pe ea, nu era intimidabilă, spunea sect tot ce era de spus. Era, îți spuneai, Doamne, cu câțiva oameni de genul ăsta se poate schimba țara asta în bine. Ori ei au simțit asta. Nu întâmplător este dușmanul lor cel mai mare. Le este foarte frică de ea. Pentru că toți oamenii ăștia, apropo de ce mă întrebați și ce în universități și cum se selectează oamenii. Pe mine mă îngrozește că un om ca Tudorel, da, a putut să ajungă atât de sus în sistemul universitar. Pentru mine este siderant. Păi, nu, a ajuns pe semne pe calificările lui profesionale și că cursa lui în viață. Dar nu asta e faptul, da, că a ajuns rector, ci faptul că a ajuns ministrul justiției făcând ce face. Sau că a ajuns ministrul de justiție fără a face ce face. Deci, cam așa arată lucrurile. Orice om care scoate capul din rând și arată că poate fi mult mai bun decât cei care devin dușmanilor personali, pentru că le subminează imaginea, arătându-le varianta reușită a ceea ce îi fac prost. Spre asta e vorba. În final aș vrea să vă rog să le transmiteți un mesaj celor care ne urmăresc în perspectiva alegerilor, cât de important este să vină la vot și să nu pice în această manipulare a lui
toți sunt coți și n-ai cu cine să votezi. Pentru că astea sunt lozincile cu care, e un paradox aici, văd un paradox, cei care au dezamăgit cel mai mult oamenii folosesc aceste lozinci ca să provoace absenteism și să profite cel mai mult ei de pe urma absenteismului la vot. Sigur. Eu am încercat să le explic oamenilor, sigur, dumneavoastră aveți-o cu totul altă amvergură, aveți alte argumente, aș vrea să le explicați dumneavoastră de ce este important să nu pice în aceste capcane și să vină la vot. Păi, pentru ca să înțeleagă treaba asta, ar trebui să-și imagineze felul în care se formează o mulțime. Tot așa, exista o problemă de logică pe care o vânturau sofiștii antici și în care spunea când se naște o grămadă. Dacă ai 10 boabe de grâu, e o grămadă? Nu. N-aveați. Dar cât trebuie să fie? 1000, 2? Dar dacă ai 10 saci de grâu, milioane de, aia e o grămadă, nu? Da. Bun. Deci problema este, când oamenii ăștia nu vin la vot, am văzut și în jurul meu argumente de genul ăsta. Ce cu un om, faptul că nu mă duc eu la vot, se schimbă ceva? Dar bineînțeles, pentru că în felul ăsta n-ar mai exista grămezi pe lume, n-ar mai exista mulțimi, dacă fiecare ar spune că e nesemnificativă participarea lui, atunci nu s-ar mai putea strânge la oaltă într-o voce comună nimeni cu nimeni niciodată. Deci un sofism ordinar să spui, nu contează prezența mea. Dacă milioane de oameni gândesc așa, suntem pierduți. Dacă milioane de oameni spun, cu fiecare vot, și al meu, și al altuia, și al vecinului, și al prietenului, mișcăm ceva, atunci se face masa critică care să ducă lucrurile către altă direcție, cât asta mizerabilă în care ne aflăm în clipa de față. E singura soluție. Da, sigur că da. Dacă nu vor anula, dacă nu vor manipula alegerile, frauda. Da. Bine. Vă mulțumesc foarte frumos. Dragii mei, l-ați auzit pe domnul Gabriel Liceanu. Nu mai este nevoie să vă fac o prezentare a domnului Liceanu. Ați văzut, din păcate, și atitudinea unor colegi de presă. Eu făceam interviu și veneau să întrerupă acest interviu. Din păcate, și meseria asta de jurnalist e făcută de fel și fel de persoane la apelul bocancilor. Distribuiți cât mai mult ca să audă și să vadă cât mai multă lume. Sunt lucruri foarte importante, dragii mei.